Elit Mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Bună seara, dragii mei! O nouă săptămână, nu-i așa? V-am spus, nu ne lăsăm, nu ne lăsăm în continuu, în continuu, în continuu, pentru că de ce să ne lăsăm? Live la Metropola TV sau live pe Facebook Mugur Mihescu Meriți sau Mugur Mihescu sau live pe Facebook Metropola TV? Aici mă veți găsi seară de seară, căpos, încăpățânat, cum mă știți, dar încăpățânat în a promova lucrurile pe care eu cred că și voi credeți, sper, că merită să fie promovate. Acei oameni și acele fapte care contează în viețile noastre, indiferent că viața noastră acum este mai cu soare, mai de vacanță, mai, noi așa, mergem și noi pe la mare, prin delta, pe la... eu știu, pe la all-inclusive-uri, pe la bulgari, pe la greci. Dar să nu uităm niciodată să luăm și faptele cu noi. Chiar dacă emisiunea este destul de scurtă, o oră să vă rupeți din viață și să vedeți niște oameni care sunt cu adevărat minunați prin ceea ce fac, prin viața lor, experiențele lor, unii mai tineri, alții mai în vârstă, alții din diferite domenii, pentru că nu ne-am setat să aducem doar doctor sau doar academicien sau... nu, sunt oameni din toate sferele sociale, pentru că faptele și meritul nu țin neapărat de un domeniu anume. Ele se pot exprima în absolut orice domeniu. Și ca să nu lungim, pentru că începem o nouă săptămână, nu-i așa? Haideți să vedem cu cine avem de-a face la începutul acestei săptămâni. Materialul, așa cum v-am obișnuit. Între noi are un înger. Michi Pereanu are o colecție întreagă. 1 Million Angels este un proiect dedicat copiilor cu autism și a prins contur în 2017, când invitata noastră de astăzi a decis ca timpul zilei sale de naștere să îl aloce lansării unui proiect cu adevărat minunat. Un proiect conturat cu delicatețea specifică îngerilor și cu dorința de a face o lume mai bună. Ideea acestui proiect s-a conturat în 3 etape, spune Michi, a căror succesiune a venit firesc, ca într-un joc pe nivele în care deblocăm câte ceva. Primul gând a venit în apropierea zilei de naștere, în 2017. Mi-am dorit să-i dau un sens, altul decât să răspund la telefon și la mesajele de la mulți ani primite pe Facebook. Să nu mai fie despre mine și despre abilitatea de a mai fi supraviețuit încă unei rotații a Pământului în jurul Soarelui, în drumul spre inevitabila descompunere. Așa că am ales să o dăruiesc. Am închiriat un spațiu la Casa cu Rost, în centrul vechi, și am pus la cale un atelier de pictură pe ceramică în loc de clasica ieșire în oraș. Fiind născută în apropierea zilei Sfinților Arhangheli, obiectele de pictat aveau să fie simbolic primii îngeri creați de mine. Cei ce urmau să vină la atelier nu aveau voie să aducă vreun cadou. În schimb, puteau să doneze o sumă oarecare pentru cauza nobilă pe care o alesese să o sponsorizeze atunci. Crearea unui loc de joacă pentru copiii cu nevoi speciale din raza comunei Ciolpani, de lângă București. Cu o armată de fluturi în stomac și primii 33 de îngeri modelați, a început povestea ce urma să devină, 2 ani mai târziu, proiectul celor 1 milion de îngeri. De ce copiii cu autism? Pentru că cea care a inspirat-o pe Michi este o fetiță care suferă de această boală și care a fost supusă unor episoade groaznice de ură și discriminare la locul de joacă. Atunci și-a deschis ochii invitata noastră ca să vadă câtă nevoie au acești copii de noi, de acceptarea noastră, de iubire, de înțelegere și de îngăduință. De ce 1 milion de îngeri? Pentru că, pe parcurs, a realizat că nevoile acestor copii speciali sunt foarte mari. Michi Pereanu, prin tot ceea ce faci, chiar tu ești un înger și noi ne plecăm capul cu recunoștință de 1 milion de ori, pentru că meriți.
Dragii mei, chiar am lângă mine și voi aveți și voi acum un, nu știu, pui galben, înger. Ce ești, Michi? Bine ai venit! Sunt o persoană obișnuită, căreia îi place să-și poarte soarele în suflet și pe haine. Da, prima oară când te-am văzut în culise, m-ai zbit așa o pată galbenă, zic, wow! Ce? E o păpădie? E un soare? Ce se întâmplă acolo? Și era o fată numai zâmbet, care mi-a spus simplu, eu sunt Michi. Michi, acum am văzut și cine ești cu adevărat. Dincolo de toate lucrurile care ne pot despărți ca oameni, am văzut ceea ce ne face să și ne unește. Pe mine, pe tine, pe prietenii noștri care se uită la noi, e de un milion de ori, ca milionul tău de îngeri, îți mulțumesc pentru ceea ce faci. Ești un om absolut minunat prin ce faci. Oh, mulțumesc și eu. Pe bune, spun. Și mai ales acum că te și punând în balanță faptele tale cu cum arăți, cum te prezinți, ce zâmbet ai, ce fel de persoană ești la prima vedere. Îmi dau seama că am nimerit peste o planetă de bunătate. Sper. Și lucrul ăsta mă face să mă simt al naiba de bine. E un început de săptămână al naiba de frumos. Mulțumesc, misiunea mea e completă în momentul de față. Zi-mi despre tine, Michi, pentru că asta era normal, eu fiind primul tău spectator și fiind cel mai aproape de mine, ca și de prietenii noștri, dar din nefericire virtual, eu sunt primul tău spectator. Zi-mi despre tine, pentru că mă minunez. De unde vii? Cum, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat totul? Hai cu începutul. De unde vii? Vin dintr-un orășel pe nume Petroșani. Acolo m-am născut și am copilărit. Unedoara. HD. HD. Da. Acolo am copilărit, acolo am mers la școală până la liceu, acolo m-am format ca și copil, ca și mentalitate și am avut, din fericire pentru mine, cei mai faini mentori pe care i-aș fi putut avea în părinții viață. Părinții mei și bunica. Și bunica? Da. Wow, ce mentor! Da, ea e un monument de bunătate pentru mine. Petroșeneancă și ea? Nu, bunica e din Lunca Dunării. Oh, stai, că mă simt mândru, că și eu sunt din Lunca Dunării. Da, de unde? Da. Am rude peste tot în țară și în afară, într-un sătuc pe nume Daneți. Din Daneți? Da. Din, da, Dolj? La vreo, nu știu câți kilometri. Știi unde este Danețiu? Sunt doljan. Da, dar e foarte, foarte fain ca și cumul. Pentru că, na, noi când spunem despre noi, avem obiceiul să spunem, domne, îs ardelean, îs moldovean, îs dobrogean, îs oltean, dar uităm să spunem că suntem toți români. Și chestia asta pentru mine e așa o reamintire a faptului că dincolo de locul, data, spațiul nașterii, ne leagă pe toți aceea suflare divină. Avem carne și oase, avem suflet și... Suntem pământeni până la urmă, mai mult de români. Și până la urmă, da, mai mult de români, dincolo de balcanice, europene, de granițe prostii, suntem oameni geografice, care acum, uite, sunt mult diminuate de când am descoperit, accesat și continuat să utilizăm internetul. Exact. Ce bucurie pe mine când a apărut internetul, că a fost primul șperaclu în a desface lacătele alea numite granițe. Sperietoarea aia, babau ăla despre poporul ăla, ăia sunt nu știu cum, aoleu, nou, că ăia... Și a descoperit că fricile alea care ne măcinau ca oameni, pentru că din nefericire avem prostia asta, ne este teamă de necunoscut. Omului este teamă de necunoscut, el, lui ca specie. Și ajunsesem să ne fie teamă unii de ceilalți. Acum când ne-am deschis, vedem câte multe lucruri avem în comun. Categoric mai avem temeri. Dar
o limbă comună care să o vorbim, pe care să o vorbim toți pământenii, să îmbrățișăm lucrurile care ne leagă, să îmbrățișăm lucrurile care ne despart. Ar fi minunat să putem să înțelegem ce frumos este să îmbrățișăm faptul că unul este diferit de noi. Asta este... Iar tu, asta ai făcut. Ai găsit niște pui de oameni, pui de oameni, ca și tine, tot pui ești și tu. Cu toții. Diferiți. Dacă am o mamă și un tată, suntem... Diferiți, de care altor oameni sau pui de oameni, pentru că erau diferiți, în loc să îmbrățișeze și să iubească această diferență, din nefericire, încă mai au această teamă de a nu fi ca celălalt sau el să nu fie ca tine. Da. Tu ai trecut bariera asta și este incredibil. E real și e tangibil. E un exercițiu de voință. Așa cum spuneai, suntem oameni și putem să avem un limbaj comun. Dincolo de cuvintele pe care le rostim. Că să zâmbești înseamnă același lucru în fiecare limbă. Sau să faci un gest frumos pentru cineva. Într-adevăr, este firesc să te temi de ceea ce nu cunoști. Sistemul nostru limbic, care este de milenii antrenat să... Amigdalia ăla acolo. Da, să învățăm... Reptila să din ne, noi. Da, să ne ferim de ceea ce este necunoscut și potențial periculos. Dezvoltă mai multe conexiuni neuronale care să ne ajute să fim în alertă și să respingem ceea ce este, ce nu este familiar. Dar mai există și puterea asta a conștiinței. Și dincolo de conștiință, conștientizare. Și dincolo de conștientizare, empatizare. Și în momentul în care reușim să empatizăm, adică să ne punem pe scurt în papucii celuilalt și să înțelegem că a fi diferit nu-i musai să fii rău sau bun, este pur și simplu diferit, putem să înțelegem și că celălalt nu reprezintă un pericol de niciun fel. Rămăsesem la bunica, da. Din Daneți. Da. Cunosc zona olteniană, unde sunt oltenieni, adevărat. Ok. Ai zis că ai rude în toate părțile țării, ai făcut acolo liceu? Nu, Petroșani. Liceu în Petroșani vorbesc, da. Da. Ai făcut liceu în Petroșani, acolo. După care ai venit la București. Da, râdeau colegii mei de facultate de mine că eram singura ardeleancă din an. Și ziceau că, domne, dar ce s-a întâmplat? Te-ai rătăcit în tren, ai încurcat gările, da? S-a întâmplat ceva. Ce facultate ai urmat? Am făcut facultatea de comunicare și relații publice la litere, în cadrul Universității București, dar secția pe antropologie, nu pe jurnalism sau politică. Antropologie? Antropologie culturală, da. Wow! Da, uite, ți-a plăcut? Ai avut chemarea foarte, asta? Foarte. Ți-ai dorit-o? Mă bucur că ți-ai găsit chemarea. Că rar oamenii care termină liceu, copiii care termină liceu, știu exact către ce să îndrepte și dacă într-adevăr este chemarea lor, pentru că nimic în sistemul educațional nu te îndrumă către să te observe de-a lungul evoluției tale ca fâță, țâșbâști, icră și mai târziu alevin și ce mai ești. Da, uite, asta este... Ai avut noroc. Nu-i musai să fie un impediment, pentru că în aceeași măsură nu-i musai ca educația să se termine în cadrul instituționalizat. Nu ne oprește nimeni și nimic să citim 30 de minute pe zi sau să purtăm o discuție cu un om care să ne inspire sau să urmăm un curs online, fizic, separat. Fata mea, de pe ce planetă ești venită? Asta parcă nu văd lumea reală, lumea din jurul meu. Acum toată lumea, înjurături, alea, ai merge acolo, adică nu mai... Ești acaparat de fel de fel de stimul dintre ăștia, nu știu, care nu te duc nicăieri, sunt doar stimul și atât. Tu vii și îmi vorbești aici despre lucrurile normale. Ce surpriză! Da, mare surpriză! Dar ce mă bucur că toți cei care au stat pe scaunul ăla vorbesc ca tine,
au normalitatea asta și vezi, asta mă uit mereu în cameră la prietenii noștri, cei care se uită la noi și tot îi rog, oameni buni, duceți vorbele astea, duceți exemplele astea mai departe, pentru că nu e normal ca normalitatea să fie anormală. E logic ce am spus? Nu e normal în țara asta. Fiecare prin normal. Normalitatea este doar un construct social. General vorbind, am acceptat că așa este normal. Și apoi, ceea ce nu se încadrează în normă este anormal. Da, ca definiție este ușor de definit. Dar ca om, ca ființă, eu cred că ne naștem cu anumite lucruri pe care putem spune că genetic, în ceea ce ne privește, ar trebui să fie normal. Până și aranjarea unei societăți și mersul unei societăți. Încercăm să-l cizelăm, să vedem ce nu funcționează și să o ducem către o normalitate în completarea valorilor noastre individuale. Corect. Asta cred, adică definiția este simplă, da, e drăguț. Și a venit Ardelean ca pierzând trenul, ok. Da. Acum eu oricum îi cred pe colegii tăi, adică pot să bag mâna în foc, clar, ai adormit în tren, te-ai trezit la București. Da, corect. Când ai văzut tu București și ai întrebat unde e Caritasul, noi Cluj. Ce ai făcut? Ce ai venit tu la București. Am făcut 4 ani de facultate, că pe vremea mea se făceau 4 ani de facultate și unul de master. Acum sunt 3 de facultate și 2 de master pe sistem Bologna. Eu am fost ultima generație care a prins sistemul. Care ai făcut școală. Ultima generație cu școală la facultatea de litere. Nu, să știi, uite, nu încerc să denigrez generațiile mai tinere. Sunt foarte multe lucruri de la care... Cum să denigrăm generațiile tinere? Că ele sunt viitorul. Da, corect. Ideea este ce viitor le lăsăm sau către ce viitor îi îndrumăm. Tocmai asta e, că e bariera asta de comunicare dintre tineri, generația tânără și generațiile anterioare se oprește la tineretul din ziua de astăzi. Nu mai e domne ca pe vremea mea. E, dar pe vremea ta ce ai făcut ca să îmbunătățești vremea tineretului din ziua de astăzi? Și mai o chestie, de multe ori, ca să te completez, cum văd eu treburile, când zice cineva asta pe vremea mea, este clar o frustrare legată de CNP-ul personal. Să uită la CNP-ul și zice, și bombănă. E ok să fim și nostalgici. Da, suntem nostalgici. E ok să privim cu încredere și în viitor. E ok să fim și bucuroși și triști deopotrivă. Pentru că suntem aici să experimentăm o paletă foarte, foarte vastă și de trăiri, de experiențe, care să ne facă să creștem sufletește. Și este liberul arbitru, da, este liberul arbitru al fiecăruia care spune pe ce cale să apucăm. Dacă noi vrem să vedem în celălalt frustrare și diferențieri, asta o să vedem. Dacă vrem să vedem și partea bună și lucrurile care ne apropie, atunci cu siguranță că alea o să ne sară în evidență. Bun. Rămăsesem când te-ai rătăcit în tren, rămăsesem că ai făcut cei 4 ani de școală plus unul de master la antropologie. Nu am făcut masterul, am făcut doar facultatea. Doar facultatea. Da. Ai făcut antropologie, cum? Culturală. Culturală. Da. Antropologie. A fost una din materiile mele favorite din facultate, antropologia culturală. Luat așa, de la fenicieni, de la... De când a existat Homo sapiens. Ce tare! Și ce m-a fascinat și în continuare mă fascinează este faptul că îmi place mie să cred că găsesc comori ascunse în paralelismul ăsta cultural. Lucrurile care ne leagă, care ne unesc. Indiana Jones a culturii. Lucrurile comune. Da. Cultural, religios, comportamental. Sunt foarte multe genetic. Care genetic, inevitabil. Pentru că genele le avem s-au modificat. Da. Cu ceilalți. Da. Bun, și lămurește-mă că până acum ești prima persoană pe care aud că a terminat această specializare. Când ai terminat? Ce ieși de acolo? Nu, când termine această
antropologie culturală. Ce poți să ieși acolo pe încadrarea, pe paletarul de muncă? Specialist în comunicare. Specialist în comunicare? Da, poți să lucrezi în publicitate, în relații publice, în comunicare, în... Cu fenicienii? Cu fenicienii. Poți să mergi pe cercetare mai departe. Nu te oprește nimeni, poți să studiezi instituționalizat sau nu, că nu te oprește nimeni. Și tu te-ai dus către asta după aia? Da, ceea ce câștigă mie pâinea de zi cu zi este comunicarea online. Fac foarte mult content online, în social media, pe site-uri, articole scriu destul de multe și asta cumva mă ajută să-mi păstrez vie curiozitatea de a descoperi lucruri. Categoric, online-ul, dacă știi să-l folosești, este un never-ending story. Adică aici îți dau dreptate. Da, poți să găsești comori în online. Da. Și în întreaga lume asta pierdute undeva, prin site-uri obscure, printr-un blog, printr-o adresă ciudată care ți-a picat în mână, să dai click pe ea și să-ți facă viața wow. Bine, e o chestie foarte faină, că orice chestie care ți se pare super wow trebuie verificată din alte trei surse credibile. Categoric. Că nu tot ce se scrie este pe Facebook wow, este... Fake wow și... Da. Wow, și wow-oleu. Da. Și wow-oleu, că asta e mai... Wow și wow-oleu, da. Da. Deci, jobul tău ăsta este. Da. Când ai avut declicul ăsta spiritual? Că până la urmă a fost și un declic spiritual. Când s-a întâmplat? 2017. Bine, asta propriu zis cu ungerii din ceramică. Pentru că din 2015 începusem să cochetez eu cu ceramica propriu zis. Asta e, tu faci chestiile alea, tu le faci personal, nu? Da. Am văzut? Da, și mai și învăț și pe alții cum să-i fac. Îți iese bine. Mulțumesc. E clar că sunt niște pattern-uri, sunt niște astea, dar... Înseamnă că te-ai ținut, că așa e ușor să-l vezi. Dar până nu-l încerci să vezi, să zici, aoleo, că am vrut să fac cal și mi-a ieșit găină. Da, da. Tocmai asta e. Câte încercări? Ți-a luat destul? Nu, cumva, pentru mine chestia asta este un proces complet transformativ și e ca un fel de meditație, aș putea spune. Te liniștește. Pentru că îmi las mâinile să lucreze. Dacă îmi pun în minte ceva și trebuie neapărat să mă încăpățânez să fac să iasă chestia aia, mi-e mult mai greu. Dacă, în schimb, mă bucur de proces și las energia aia să curgă prin mine și lucrurile să iasă de la sine, da, e mult mai simplu. Pentru că mâinile atunci nu mai lucrează, nu sunt decât unealta prin care sufletul, da, se exprimă. Da. Da. Și ai început să... Ați aduce aripile din sufletul tău să le faci în viața noastră tridimensională. Da. Și ai ales exprimarea asta artistică, ai început să înveți și pe alții. Eu făceam olărit când eram mic. Îmi plăcea teribil de mult să fac ulcioare, străchini, că așa era pe vremea. Să le bag la copt, să le pictez, pe urmă mă fascina să pictez motivele florale ale Olteniei pe străchini. E o formă de terapie prin artă. Noi făceam mult lucru manual când eram... Pe vremea mea, tineretul, exact, din ziua de azi. Pe vremea mea. Încă se mai face și vezi? Mă bucur să știu că există oameni foarte talentați, da, și altruiști care fac chestia asta și își împărtășesc din meșteșug și nu-l lasă să moară. Exact, asta, dar asta se făcea în școală. Iar în momentul în care reușesc să instituționalizez acest lucru manual... Eu cred că este, de pe vremea mea, este o bijuterie care n-ar fi trebuit să fie îngropată și lăsată deoparte. Lucru manual. Pentru că uite la ce te aduce. Tu l-ai descoperit singură, dar ești un om puțin altfel. Ești un om chiar mai mult altfel. Okay. Dar ai descoperit cât de benefică este această latură a creației, a... ca o meditație, ca o introspecție, ca cum vrei tu să o numești. Îți dai seama,
ce bucurie și câți s-ar mai întoarce și ar reveni către zona asta de lucru manual, cu cusătură, cu goblen, nu știu. Aveam cunoștințe pe care le calmau când făceau câte un goblen sau când făceau câte un milieu. Sau le calma, nu era neapărat să facă să vândă. Era un exercițiu de meditație. Da, pentru că asta este o bună tehnică de coordonare a minții cu corpul. Ești prezent, ești în momentul ăla. În momentul în care ești pe stradă în trafic și claxonează alți 5 oameni în spatele tău și te gândești la alte 1000 de lucruri pe care le-ai de făcut când ajungi acasă, ești complet deconectat și ai nevoie de pauzele astea de respiro. Ai nevoie să fii tu cu tine și să înțelegi prin simțire, propriu zis, că ești aici. Îți dai seama că îți lucrează sufletul, simțul tactil, mirosul, văzul, deci toate simțurile tale funcționează în momentul ăla, deci funcționezi ca la capacitate maximă atunci. Creativitate, tot. Ești atenție, chiar om împlinit. Dexteritate, motricitate, creativitate. Ok. Da. Și toată această creativitate, tot omul din tine care se transpune prin mâini, își transpune toată energia și esența în acele figurine, te-ai gândit în 2017 să le dai mai departe? Da. Singur, așa? Cum ți-a venit așa ideea sau ai stat de vorbă cu cineva? Cum? Mie cum mi-a plăcut dintotdeauna să dăruiesc mult mai mult decât să primesc. Bunica Daneți, o simt. Exact. Simt gena bunica ei. Exact. De la Daneți în tine. Exact. Aha. Exact. Și nu numai pe mine, pe toți pe care ne-a crescut bunica, ne-a învățat că e fain să dăruiești. Erați mulți pe bătătură, cum se zice? Cinci. Cinci? Cinci. E magică cifra asta. Da. Și copilăria mea tot cu 5 a fost? Da. A soției mele tot cu 5 a fost? Cred că e o cifră foarte bună să fii 5 pe bătătură. Da, și eu sunt născută tot pe 5. Ești născută pe 5? 5 noiembrie, da. Bravo, la mulți ani pentru atunci. Mulțumesc. Deci 5 noiembrie. Cifra 5, magică, foarte bine. Deci te-a învățat că este frumos să dăruiești, m-a învățat pe toți lucrul ăsta, ceea ce este... Sunt fabuloase amintirile cu bunici de genul ăsta. Chiar fabuloase. Da, sunt reale comori în viață. Și uite-te acum cum bunica trăiește prin, și va trăi mult și bine prin ceea ce lași tu. Pentru că fiecare înger dintre ăla poartă în el și amintirea ei. Da, corect. Deci, într-un fel, și-a câștigat o nemurire pe termen lung. Nemurirea pe termen lung e foarte drăguț. Da, o nemurire pe termen lung. Poate să fie și o nemurire pe termen scurt, dar o nemurire pe termen lung este mai impresionantă. Da, după cum spuneam, îmi place mult mai mult să dăruiesc decât să primesc. Și chestia asta o am de când eram mică. Toți copiii de pe uliță aveau jucării de la mine și făceam chestia asta pentru că îmi plăcea să-i văd fericiți, să-i văd că se bucură. Mă bucură atunci când ceilalți le citesc bucuria aia de pe chip. Uh-huh. Și mi-am dorit să fac în așa fel încât să dăruiesc o astfel de bucurie prin ceea ce știu eu să fac. Există și o știință care studiază îngerii, se numește angelologie. Angelologie. Exact. Păi, cum ai putea să studiezi ceea ce nu știi? Ceea ce n-ai văzut? Sunt poate mulți, să-ți închipui doar. Sunt mulți care... Păi, la fel, același lucru și filozofia, nu? Nu prea știi despre anumite texte. Da, filozofia merge concepte. Pe concepte. Da. Dar nu mai știință filozofia. E doar de filozofie. Știința, psihologia, stai. Filozofia, da, da. Științele astea empirice, așa, da. Nu se bazează pe tactil, pe palpabil, da. Pe material. Se bazează pe... Spirit. Concept, mm-hmm. spiritual. Și angelologia tratează acest studiu al îngerilor de când a existat omul și concepția omului despre îngeri și până în zilele noastre. Și este o știință interdisciplinară.
se intersectează cu antropologia, se intersectează, bineînțeles, și cu dogmatica, și cu semiotica, și cu semiologia, care sunt științe care studiază semnele și simbolurile. Da. Și așa a luat ființă un concept care să integreze anumite semne, anumite simboluri, care să rezoneze cu fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi, îngerii întotdeauna lucrează prin oameni. Categoric. Fiecare și dintre Dumnezeu noi... lucrează prin oameni, îngerul da. Lucrează prin oameni. Prin grație divină, îngerii fac voia lui Dumnezeu și lucrează prin oameni. Fiecare dintre noi putem să fim îngeri pentru fiecare dintre ceilalți din jurul nostru. Păstrează-ți puțin ideea, pentru că trebuie să luăm un solo spot. Nu, nu fugiți, nu... Un minut. Un minut vă cer și îngerii se întorc. Solo spot. Am revenit, dragii noștri, din nou la Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihăescu Meriți sau Mugur Mihăescu sau live pe Facebook Metropola TV într-o emisiune de început de săptămână despre oameni și merit. Și alături de noi o avem pe Michi. Dacă cumva n-ați fost de la început, ei bine aflați că înainte de solo spot tocmai vorbeam că există o știință a îngerilor. Se numește îngerologie. Angelologie. Angelologie. Se limbă plimba în gură. La noi îngerologie. Angelologie. Da. Ok, această angelologie și tot ce înseamnă studiu despre conceptele oamenilor asupra acestor mistere pe care ei și le-au denumit ca fiind îngeri. Da. Iar tu ai preluat, pentru că ai studiat treaba asta, ți-a și plăcut că altfel nu te apucai să faci îngeri așa din senin? Absolut. Și te-ai gândit că este un simbol extraordinar pe care poți să-l dăruiești unui copil diferit. Oricăruia dintre noi. Și oricăruia dintre noi. Îngerii, propriu zis, pe care îi creez, au și această latură caritabilă, în sensul că întotdeauna aleg să-mi donez jumătate din banii pe care îi fac din acest proiect în fondul de terapie al câte unuia din copii. Ajut cu precădere fetița pe care o știu de mai multă vreme și m-a inspirat să creez acest proiect. În speranța că și ei și altora ca ea le-aș putea oferi un pas înainte spre o copilărie mai bună, aproape de normal, așa cum definim noi normal. Și fiecare dintre cei care își aleg îngerii pe care îi creez rezonează într-o formă sau alta cu ei. Și după 3088 de îngerași pe care i-am creat până acum, aș putea să stau de povești cu tine până mâine și săptămâna cealaltă despre oamenii care i-au ales și care au rezonat cu ei și poveștile lor. Ce frumos că fiecare om și-a ales un înger, fiecare înger și-a ales un om și uite tot așa 3800 sau cât ai zis de povești diferite, da, unite de un simplu concept. Da, un simbol. Cum funcționează toată această, hai să zicem, mașinărie caritabilă pe care ai pus-o în mișcare? Oh, ce mult spus. Poate sună puțin dur, mașinăria da. E puțin mai asta, nu, dar până la urmă ar trebui, este ceva care merge înainte, o mașinărie merge, te duce cu gândul la dinamică și chiar e bine ca aceste proiecte să fie dinamice. De asta i-am spus, poate dur, mașinărie. Bine, în dinamica acestui proiect este o triplă implicare. A mea, ca făuritor al acestor îngerași, a celor care îi aleg și a beneficiarilor. Vorbește de beneficiari, prima oară. Beneficiarii sunt copii și familii ale acestor copii care au nevoie de terapie.
Nu e un secret pentru nimeni faptul că terapia unui copil cu autism este extrem de costisitoare. Da. Nu știu dacă multă lume știe faptul că mulți dintre acești copii ajung în case de plasament, în centre de plasament, ajung... Pentru că familiile nu-și permit să... Pentru că stresul... Să facă o terapie normală cu ei. Sentimentul de neputință este foarte mare asupra familiei. Copilul conștientizează mai mult sau mai puțin. Spectrul de autism da. Foarte, foarte vast. Ori în momentul în care tu ești părinte și îți dai seama că nu poți să faci mai mult pentru copilul tău, este cumplit de dureros. Și mulți dintre ei nu reușesc da, să depășească momentul. Așa este, sunt familii care se despart da. Când au copii cu probleme speciale. Sunt, pentru că na, încă societatea nu este suficient de, hai să zicem, înălțată sau nu știu cum să zic, elevată. Da, e vorba de o înălțare spirituală pe plan de societate, da? Pași este clar că se fac. În ultimii 40-50 de ani, conștientizarea problemelor acestor copii, nu numai cei cu autism, a tuturor copiilor diferiți care se nasc cu o genă ciudată, cu Down, cu nu știu ce, societatea începe încet, încet să-i privească altfel. Este clar că sămânța a fost pusă. Depinde de noi să udăm această sămânță ca acest copac fertil a unei societăți noi și înălțate să prindă rădăcini astfel încât să nu mai doboare nimic. Cred că merită menționat și faptul că în egida acestei normalități noi uităm să privim autismul ca o formă de neurodiversitate. Copilul ăla nu este un copil bolnav fizic. Nu are... Se face o confuzie crasă în ceea ce privește percepția asupra lor și implicit reacția la adresa lor. Cunosc. Ei sunt niște copii cu adevărat speciali și au niște daruri extraordinare. Pe care dacă reușim noi, e datoria noastră să le punem în valoare, să le identificăm. Sunt și pe granița aia între genialitate, cochetează foarte mulți cu genialitatea, foarte mulți, și datoria noastră, sau mă rog, nu știu dacă datoria noastră, dacă am fi suficient de înțelepți, i-am folosi, pentru că ne-ar folosi nouă ca societate, dacă am ști să le canalizăm forma aceasta de autism și să o ducem către zona aia în care creierul lor este cât creierul la un milion de oameni la un loc, al unuia singur. Îți poate face calculele pe care n-ai visat, îți poate vorbi limbi străine pe care ție ți-ar lua ani să înveți jumătate. Dacă am ști să-i canalizăm, am fi mult mai bogați în spectrul autismului. Da. Gândește-te la Alan Turing, da? Gândește-te la Leo Messi, că le-am dat exemple aici. De ce înseamnă să fii un autism călăuzit către zona de genialitate? Păi, două exemple, așa, doar la prima, câți ori mai fi în lumea asta? Câți ori mai fi pe zona de geniu care au și zonă de autism? Sunt nefiresc de mulți. Faptul că alegem, că și asta este o alegere, să nu-i vedem, să nu-i auzim, să nu știm de ei, și atunci când ne lovim de ei, să nu știm ce să facem cu ei, este momentul în care suntem acum. S-au făcut foarte multe progrese de la nebunul satului. Foarte mult. Da. De la ăla care era acum 100 de ani aruncat în vale la lupi. Da, și până la a accepta faptul că e cineva diferit de tine. Mai avem cale lungă până la a-l integra. Categoric. Și proiectul acestor îngeri vine ca un pas în direcția respectivă, în direcția de a-i accepta și de a-i integra. Cu atât mai mult cu cât acceptarea nu e o nevoie specială. Ne aparține fiecăruia dintre noi. Categoric. Câți sunt implicați la ora actuală în proiect? Eu. Nu. Câți voluntari, câți vin, câți la atelier, când faci un atelier, tu nu vii doar tu.
când fac un... Bine, n-am mai făcut în ultima perioadă din cauza pandemiei, dar sper din suflet să pot să reiau atelierele de angelologie din toamnă, unde numărul maxim de participanți este 30, pentru că fizic nu pot să lucrez și să dăruiesc atenția la mai multe, la mai mulți, de 30 de persoane într-un timp limitat. Uh-huh. Și ideea e, când vii acolo, să te simți bine, să te simți relaxat, să te simți în elementul tău și să poți să creezi cu sufletul deschis, pentru că ești în conexiune directă tu cu sufletul tău. În atelierul de angelologie sunt două sesiuni. În prima învăț efectiv pe cei care vin să participe cum să-și modeleze propriul înger, cum să se conecteze la această intuiție, această voce interioară pe care de multe ori uităm să o ascultăm sau o mai băgăm așa sub preș și încercăm să acoperim cu argumente logice care se destramă pe parcurs. Și povestim despre ierarhia îngerilor, despre simbolistica numelor îngerilor, despre elementele de corporalitate, despre paralelisme din diverse culturi, pentru că nu sunt în mod exclusiv o invenție a creștinismului. Sunt prezenți în absolut toate culturile, din absolut toate timpurile și așa vor fi până când va înceta omenirea să existe. Toate religiile sunt interconectate, pentru că și creștinismul are din Cartea Morților, are din iudaism, ălălalt au de nu știu unde, ne tot, nu știu, adică ne tot împrumutăm conceptele, că înseamnă că există ceva comun care ne leagă, doar că din nefericire, mai mult ne-au despărțit religiile de-a lungul timpului. Avem tendința să vedem de trei ori mai ușor, aici tot creierul ăsta reptilian are de-a face, sistemul nostru limbic, are tendința de a percepe mult mai ușor pericolul, ceea ce este diferit și nefamiliar. Da. Revenind la atelierul de angelologie, e bine, asta este doar prima sesiune. La o săptămână distanță, pentru că lucrările au nevoie de timpul lor, să șadă, să hodine. Să respire lutul. Să respire, da. E un proces și este o metaforă în sine totul, pentru că și omul a fost tot chip de lut. Și suflarea asta divină este această inspirație a noastră, pe care o ajutăm dându-i curs sau o suprimăm lăsând-o la o parte. Tu faci din lut? Din lut, da. Da. Cât le ia ca să se... Depinde întărească. De cât de complex este obiectul, cât de gros, cât de volum. Da, da, da. Ca orice materie are o anumită cantitate de apă care trebuie să se scurgă și apa aia se scurge dacă e mai subțire. Da. Dacă e mai, mai gros, mult volum acolo, dacă e mai multă materie, are nevoie de mai mult timp. În maxim o săptămână, totuși, cam orice înger pe care îl modelez are timp să se usuce, are timp să treacă și prin proba de foc la propriu, pentru că urmează să intre la cuptor la o temperatură foarte, foarte mare. E un cuptor care merge pe curent trifazic și are nevoie de 1800 de grade. Crește până la temperatura maximă gradual, până în timp de 12 ore și după care încă alte 12 ore. Temperatura maximă? Temperatura maximă de ardere a lutului respectiv, că el poate să ajungă până la 3000 de grade, adică să lavă. Dar nu topești lingouri. Dar nu topesc lingouri, am nevoie de o anumită temperatură controlată pentru ei, pentru că sunt destul de delicați și e nevoie de un pic de atenție acolo. S-au făcut acești îngeri și după care? După care urmează sesiunea a doua, unde îi pictăm. Îi pictați? Îi pictăm și povestim despre simbolistica cromatică a îngerilor, despre elementele de corporalitate pe care la sesiunea anterioară le-am așezat instinctiv și despre ce înseamnă ele, ce reprezintă ele. Pentru că partea faină la toată treaba asta este că devine o experiență extrem de personală. Rezonezi pe deplin cu îngerul pe care îl creezi. Creați. E o bucățică din tine, din sufletul tău. Și o pui acolo, într-o formă. Aha.
Foarte tare. Și după ce am trecut și prin această a doua sesiune, suma acumulată se împarte în două. Niciodată n-am setat costuri fixe. Urăsc chestia asta. Pentru că e un proiect de suflet și pentru că îmi doresc foarte, foarte mult și cei care aleg să dăruiască și să participe, să contribuie. Fiecare contribuie, zice, bă, pe îngerul ăsta eu dau atât. E o anumită sumă minimă recomandată ca să pot să acopăr cheltuielile, materiale, lutul, chirie, cuptorul, spațiu, cuptorul, taxe, la. Normal. Trăim într-un spațiu care este ghidat de chestia asta. Dar din suma asta minimă max recomandată îmi asigur posibilitatea ca jumătate din sumă să fie suficientă și ca să pot să acopăr măcar o parte din tratament necesarul de terapie al unui copil cu autism. Ăsta este scopul până la urmă, iar îngerul este un reminder fizic al faptului că poți să fii bun fără program. Spune-mi ce este cu acel target de 1 milion de îngeri. 1 milion de îngeri, da. Nu e ușor. Bănuiesc. E un target foarte ambițios care o să-mi ocupe câțiva ani buni din viață. Dar, după cum spuneam, este un proces transformativ și pentru mine. Pentru că e genul acesta de energie la care ador să mă conectez și care mă învață să mă bucur de ceea ce sunt, în primul rând. Unde te găsește unul dintre prietenii noștri, din prietenii noștri care se uită sau care vor șerui această experiență pe care au avut-o și pe am avut-o împreună? Unde te găsește dacă vrea să participe și el să creeze unul din milionul ăla de îngeri? Păi, după cum spuneam, atelierele propriu-zise de angelologie o să le reiau din toamnă, nu de acum. Da, dar unde te va putea căuta pe internet? Online. Este pagina atelierului Chartist, KH_artist. KH_artist. KH pentru că e nothing before Christ. Ah, ok. Christ Artist. Da. Iar pe contul de Instagram, care este după numele meu, Miki Pereanu, acolo puteți să aflați mai multe despre simbolistica îngerilor pe care creez. Ok, dacă putem să scriem și aici, pentru că, da, știi cum este? Din nefericire, emisiunea noastră se cam încheie. Da. Atâtea e, știi, trece repede, trece al naiba de repede timpul într-o discuție frumoasă. Povestești cu cineva cu drag. Da, e fabulos cât de comprimat este, te și oftici, știi, câteodată stai, deci, nu mai trec, mă, alea 10 minute. Și așa, mă, zic, când au trecut ăștia 50 de minute, știi? Și e derutant relativitatea asta, percepția noastră asupra timpului. Deci, dacă putem să și scriem pe ecran contul de Instagram sau măcar CH_artist. Artist. Mm-hmm. Pe Facebook. Poate vor și prietenii noștri să caute și cred că e în fiecare dintre noi această posibilitate să poate să venim odată să modelăm un înger. Ar fi foarte fain. Să modelăm un înger. Nu știu, deci nu vreau să dau o explicație de ce am face-o. Pur și simplu. Să vii să modelezi. Poate, ce-ți iese acolo? Mai sunt acum, până la sfârșitul lui iulie, mai sunt câteva evenimente fizice la care particip în București, la Muzeul Țăranului Român. E un loc foarte fain din punct de vedere al amprentei culturale. Ok, când anume? În fiecare weekend până la sfârșitul lui iulie, că după aceea o să aibă și îngerea și nevoie de o pauză de creație și recreație. Adică încă un weekend. Încă un weekend, da, la Muzeul Țăranului, de vineri până duminică, inclusiv, de la 10 la 18. Dragii mei, de la 10 la 11? 18. La 18. Deci, dragii mei, dacă vreți să vă alegeți îngerul sau dacă vreți să vedeți un înger sau să întâlniți un înger, ați auzit, la Muzeul Țăranului, de la 10 la 18,
când doriți în weekendurile care ne-au mai rămas în această lună. Eu vă mulțumesc tuturor că ați participat împreună cu mine la această inițiere în angelologie. Știu că fiecare aveți un înger păzitor poate acasă, dacă nu aveți, vă garantez că o să-l descoperiți cât de curând. Și nu știu, până mâine parcă sunt speechless, adică nu m-am cuvinte decât să le mulțumesc ca de obicei lui Cătălin Botezatu și Vigo, pentru că îmi oferă oportunitatea să am o țoală pe mine. Și să vă mulțumesc vouă și implicit astăzi n-am cum să mulțumesc și îngerilor voștri. Cred că sunt pe aici cu ochii pe noi, măcar la stadiu de concept. Renașterea, dragii mei, știți bine, începe cu fiecare dintre noi, cu mine, cu Michi, cu tine, cu toți. Eu sunt Mungur Mihescu, iar tu meriți. Ne revedem mâine. Pa, pa! Elite Mezeluri cu gust de săvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.